prefer. Dar cu toate astea o să respect tot formatul emisiunii, că eu chiar respect totul. Dar ce pact aveți voi doi? Ce înțelegere e asta? Ce pact aveți voi doi? Materiale? Nu, el vorbea, nu mai știu cum era toată chestia, de ce oferim noi această emisiune sau dacă respectăm formatul sau nu. Și am zis că o să fac toate lucrurile astea. George vrea să demonstreze că mă poate lucra pe mine, pe psihic. Nu, i-am demonstrat. Și pe mine, și pe Alexandra, și pe Adriana, și pe Andreea. I-am demonstrat, asta vrea să demonstreze. I-am demonstrat lui domnișoara Cristina astăzi, de față cu toți băieții care erau în această încăpere, că el instigă. Cum ieri Nicos i-a dat cu lapte pe el și el, un bărbat inteligent, trebuia să retragă. Nu, a luat și el laptele și a dat spre Nicos. Astăzi a făcut la fel. Roberto l-a atacat pe el și el, ca un bărbat inteligent, din nou l-a atacat și el pe el. Adică au dat amândoi din casă. Am purtat o discuție cu el și nu m-am referit că vreau să fac material cu el, așa cum a înțeles George. Așa. Bun. Mai departe, el mi-a greșit prima dată mie. Cu ce ți-am greșit eu prima dată? Bun, asta vreau să discut. Păi care? Eu, nu, în momentul în care mi-ai spus astăzi, sau nu mai știu, ieri, că ți-am zis eu cu cine să votezi. Da, eu ți-am zis cu cine să votezi, pentru că eu m-am gândit la tine, pentru că ești cel nou în casă, atât tu, cât și Rareș, cât și Dani, da? Și m-am gândit să vă fac un bine vouă. Tu nu ai apreciat treaba asta, imediat te-ai dus și ai zis lui Nicos ceea ce ți-am zis eu. El a adus aici și acum nu ai cum să mă tragi tu la răspundere pe ce am zis eu aici. Stai că mi-ai pronunțat, stai puțin, Cristina mi-a pronunțat numele, în primul și în primul rând mie Roberto nu mi-a spus nimic. Nu i-a spus la Nicos. Și în al doilea rând, cu ce i-a făcut un bine lui Roberto, că i-a spus să o voteze pe aia, asta nu înțeleg. Cu ce? Cu ce? Foarte simplu. Dar cu ce a făcut un rău, că până la urmă nimeni nu vă poate obliga cum să votați. Dacă vreți să gândiți bine, dacă nu vă luați unii după ceilalți, acolo nu există obligație, nu există constrângere. El a spus cine să se voteze. Eu când zic pe cine să se voteze... Ba, domnule, Cristian, e ăla... Cristian, tu ai amenințat! Cu ce? Vă voi zbura una câte așa, una. El n-a făcut asta, din ce înțeleg eu. Dar dacă l-ați lăsat și pe Roberto să vorbească, am înțelege mai bine discuția. Contractul ăla scrie că n-am voie să ameninți concurenții cu eliminarea. Este alegerea ta, dacă așa decizi tu să faci, e nepotrivit. Păi am amenințat cu eliminarea. M-ai speria, Cristian, de aia m-am apropiat de tine, n-ai auzit? Cristian, noi nu putem accepta ca fetele să fie constrânse. Bun, a spus vreo fată că s-a simțit constrânsă de amenințările? Eu chiar am luat apărarea în gală, spun că a spus la nervi. Și eu tot la fel. A zis vreo fată că s-a simțit constrânsă, s-a simțit amenințată? Eu asta nu înțeleg. Știm deja cum suntem unii cu alții. Da, nu știu ce legături sunt între voi, dar trebuie punctat faptul că nu e potrivit modul în care te-ai exprimat. V-am spus foarte clar că noi vă dăm toate strategiile peste cap. Și Alexandra, clar. Și Alexandra, strategia Alexandrei n-ați dat-o peste cap când a zis că producția vrea să-l elimine pe Nicos. N-ați dat-o. V-am spus de fiecare dată să aveți timp. Și mai mult decât atât, ți se pare că a plecat Nicos? Domnșoa Cristina, dar era la un pas. Situația este alta, domnșoa Cristina. Cum și Marinescu încearcă din răsputeri să influențeze alți concurenți. De ce el se dă motiv pe el însuși că a fost influențat? Că a făcut o mare poveste de faptul că Nicos m-a pus să fac aia și aia și aia și aia. El ce face acum, vorbind și manipulându-l? Eu l-am dat doar un sfat. Și motivul pentru că m-a întrebat, domnișoara Cristina, motivul pentru care am dus și le-am zis asta. Pentru că automat toate fetele vechi din această casă o să încerce să scape de băieții vechi. De ce îl sperie pe Roberto? Stai puțin, vreau și să vorbesc. E îngașca celor patru. Ele patru sunt îngașca. De ce îl sperie pe Roberto și îi spune votează pe aia ca să nu pățești nimic? De unde știe el ce se va întâmpla cu Roberto dacă nu votează pe aia? De ce îl sperie? Lăsați pe Roberto să vorbească, vă rog. Da, Cristina, am fost în camera lui de hotel, m-a chemat să spună ceva. Așa. A făcut chemare. Da, eu sunt foarte supărat pentru că el susține că fetele i-a făcut ceva manevră la Seba. Și stai puțin. Ce manevră i-a făcut lui Seba? Pe ce l-a votat? El a votat pe Seba ca să plece acasă. Pe minim a făcut fals.
Și pe cine ar fi trebuit să voteze? Dacă hai să facă votul, dar cum a fost la el. Stai așa, stai așa. Asta l-am întrebat. Am și eu o întrebare. A spus tot afirmă de câteva zile pe aici prin emisiune că eu aș fi o persoană ascultă falsă pentru că i-am votat prietenul și la fel va proceda și el îmi va vota prietena, adică se referea că o va vota pe Mădălina pentru că am dat și eu un prietenul lui. Mi se pare amenințare mie. Mădălina nu am zis. Unde trebuie să-mi spună el mie pe cine să votez? Dar nici că nu am nicio problemă. Mariana, n-am zis pe cine votez, am zis că o să țin și eu cont. Poate să votez și eu prietena, dar nu am dat nici măcar o secundă un nume. Marinescu, ai constrâns pe cineva să o voteze pe Mădălina? Le-ai spus băieților noi să o voteze? Nu, nu, nu le-am zis băieților noi să o voteze nici măcar o secundă pe Mădălina. I-am spus mie să o votez pe aia, atâta. Și tu te-ai simțit cumva constrâns sau le-ai luat ca niște sfaturi? Cu sfaturi? Păi nu, vin și m-a întrebat cine o să votez? Sau dacă m-am gândit cu cine o să votez? N-a pus aceeași problemă față de mine. Păi el a confirmat că a pus-o față. Eu am fost singur cu el. Nu știu, de, și-a și confirmat. Deci pe mine nu a spus în felul următor. Dacă vrei să rămâi, de ce nu te-ai influențat? Vreau să spun eu de ce, domnșoara Cristina. Marinescu nu e chiar atât de prost. Ca să o zic mai pe șleau așa, le-a luat pulsul la amândoi. A pus în balanță caracterul lui Rareș cu caracterul lui Roberto. Roberto este o fire un pic mai prietenoasă. În schimb, Rareș este un tip mai dintr-o bucată. Marinescu a simțit că există loc cu Roberto, pentru că este o persoană mai, nu știu, mai de caterincă, mai de viață, mai îți permiți o glumă, mai două, mai trei, mai patru. Cu Rareș, Rareș în schimb este o persoană mai rece, mai directă. Am înțeles, așa, și zic. Și de aici consider eu, strict părerea mea, că de aceea Marinescu a încercat treaba asta cu Roberto și nu cu Rareș. No. Pentru că a simțit că are mai multe șanse cu Roberto decât cu Rareș. No, sincer, în altă ordine de idei, vreau să dau tot planul pe fața de săptămâna trecută. Planul a pornit de la mine, domnșoara Cristina. Roberto, da, spuneți, cu cine te înțelegi mai bine dintre Marinescu și Cristian? Dintre Marinescu și Cristian? Da. Românici. Cu Cristian. Am înțeles. Înțeleg. Dar chiar dacă a spus că cei noi nu sunt tocmai potriviți pentru această emisiune. Da, momentan mi-am schimbat părerea. Văd că sunt mult mai implicați, vorbesc mult mai mult. I-ai instruit ca să facă cu lucru? Nu. Se pare că critica mea... Da, eu l-am instruit pe Roberto. Da, și spus ce ai spus? I-am spus în felul următor, domnșoara Cristina. La hotel Roberto este exagerat de amuzant și plin de viață și i-am spus, bă, frate, dacă ai fi așa și în platou... Ai fi, cred că, cel mai tare concurent. Auzi, dar de ce nu te instruiești pe tine să te liniștești odată pentru totdeauna și să fii așa cum știu eu că ești tu, de fapt? Eu sunt liniștit, domnul Jacquesina. Nu ești. Sunt. Ce ai făcut la finalul emisiunii de ieri? De ce ai tu devierile acestea de comportament? Cu Alexandra? Uh-huh. Nu este o deviere de comportament, domnul Jacquesina, dar s-au adunat foarte, foarte multe lucruri și nu am văzut în contractul acela că n-am voie să arunc cu apă. Și m-am simțit exagerat de deranjat, aia mi-a pus capac, când a spus de Mădălina, indirect, că nu este o femeie frumoasă. Și m-a deranjat foarte mult chestia asta. Dar tu Mădălina... o cunoști pe Alexandra, ai încercat să o provoci? Poftim? Tu o cunoști pe ea, ai încercat să o provoci? Nu, dă-o și eu, Cristina. De ce să o provoc? Dar respectul vis-a-vis de faptul că eu discutam cu ea un subiect atunci, în conexiune, unde era? Aveți dreptate, față de dumneavoastră aveți dreptate. Și îmi cer scuze cu ocazia asta. Dar nu e normal, Nicos, față de emisiune. Realizează o dată pentru totdeauna. Am vrut să fac un test, nu știu, Alexandra, din păcate nu am fost ajutat. Nu mai face teste, lasă-le. Am vrut să văd dacă are dreptate. Să o văd cum, când îi curge machiajul. Care e mai frumoasă între ea și Mădălina? Dar eu spun următorul lucru. Tu îți dai seama că prin gestul tău, prin reacția ei, puteți să plecați acasă. De ce, domnul Șoacă? Dar chiar nu țineți la emisiunea asta? Am lovit-o, am înjurat-o. Puteați ajungeți până la acel punct. Eu să dau într-o femeie? Eu știu ce apucături mai aveți. Nu mă așteptam ca tu să-i pui oala cu apă în cap unei femei. Păi eu n-am dat într-un bărbat dus în extremități în această competiție. Voi sunteți imprevizibili. Nu mai știu ce să cred. Și o singură întrebare am și-o dat. Niciodată nu o să dau într-o femeie. N-am dat și nu o să dau. Vreau și eu să văd ce decizie se va lua în privința strângerii lui Roberto. Că deci Cristian, da, până pui întrebarea aceea, o să te rog să-mi aduci plicul acela. Da. Am rămas datori cu vreau ce să văd trebuia ce decizie luați dumneavoastră și timp de acolo. Că mai am Cristina. Păi ne trași tu pe noi la răspundere, Cristian. Domnșoara Cristina, am o bombiță. Ia zi. Am înțeles că producția acestei emisiuni a primit un
videoclip așa scurt, pot spune. Așa. Cu o fată care s-a declarat extraordinar de rău că vrea să intre pentru mine aici. Da. Știu și eu despre existența acelui filmuleț. Fata va trebui să se înscrie pe site, va trece prin niște etape. Nu, exact, bineînțeles. Sper să treacă și să fie nominalizată exact după merit. Am vrut doar să o anunț pe Alexandra, că o cunoaște. Da. Foarte. Doriți să-l desfac? Cristian, vino cu plicul ăla la mine. Okay. Doamna Cristina, legătură cu Alexandra. Vreau și să vă întreb ce. Te rog. Ieri când m-am certat cu ea, nu vreau și eu, că și-o am spus. Dacă ei s-a atras atenția, cum i s-a atras atenția mie când am aruncat cu piersica, în legătură cu perna, i s-a atras atenția? Că eu n-am reacționat cu nimic? Andra, dar n-am ajuns la gală și mai mult decât atât, a existat și un material în care am vorbit cu Alexandra afară. V-am spus să nu vă mai puneți astfel de întrebări, pentru că niciodată nu lăsăm lucrurile nerezolvate. Nu vă mai faceți griji, o să vedeți. De fiecare dată luăm măsuri. Da, doamnă Cristina, mi s-a părut că doar cu mine ați vorbit. Nu, Andrada, nu te simți vizată. Mai mult decât atât, ar trebui să-ți revizuiești comportamentul. În ultima perioadă ești foarte agitat. Tu ce cauți, Nicolae? Și-am scris. Bine, mulțumesc. Pe tine ce te nemulțumea, măi? Constrângerea lui Roberto, dacă i-a spus în felul următor. Roberto, dacă nu votezi, dacă votezi, o să rămâi în emisiune. Dacă nu votezi, nu, i-a dat un sfat. Păi nu, dar i-a zis că dacă votează, dacă va rămâne în emisiune. I-a dat un dacă sfat, nu votează, tu ai amenințat. Tragem o concluzie. Tu ai amenințat că scoți toate fetele. Eu nu am făcut treaba asta. Măi, Cristian. Haideți, domnișoara Cristina, cum încerci tu de nu, fiecare dată? Nu, e constrângere. Vreau să văd ce decizii vreau să vă voastră mult. Și producția. Du-te, du-te, fă o cerere la producție, că tu scrii frumos. Dă-te din cadru, te rog. Acum fac cerere? Plecăm, domnișoara Cristina? Duceți-vă. Aici. De ce da. Acolo? De ce dar nu uita să scrii către producție. Corect. Vă rog să luați măsuri împotriva lui Marinescu, fiindcă l-a constrâns pe corect. Roberto să... Corect. Știi tu. Corect. Știi tu, continuare. Hai, hai, hai să semnăm. Du-te, du-te, duceți-vă, duceți-vă. Urmați alt plic, Cristian. Nicos. Duceți-vă împreună, scrieți alt plic. Da, eu nu vreau să-l lea cu nimic. Bine. Roberto. Spuneți, vă rog. Crezi că este cazul să facă vreo cerere să-l sancționeze pe Marinescu? Nu cred. Băi, ești incredibil, ești incredibil. Vedeți că nu-i în brigadă cu noi? Dar eu totuși am să substrag ideea că nici fetele, fetelor v-ați simțit constrânse? Nu. Nu, nu, nu. De ce ai venit aici iar păi vreau să pun fetele, o întrebare. Ați fost sau nu ați fost? Și în gala o specifică. Fă sondaj pe Facebook, da. Așa ești tu, regele ascultă. Sondajelor. Corect. Ce crezi? Alo. Mi s-a adus o acuzație cum că am început să mă apropii de tine, că mi-e frică că m-ai amenințat că mă votezi. Chiar te rog frumos în această gală să fie numele meu. A fost o părere, Alexandrei, n-a fost Adriani. Cristian Cistitu, domnișoara Cristina. Să mă votezi, Cristian, te rog frumos să-mi pui și o inimă acolo. Tu de ce vorbești de acolo de pe scară? Este dator Cristian să-i spășească o pedeapsă asta. Așezați-vă aici amândoi. A dormit azi în emisiune? Noi. Hai să citim mesajul. Avem ochii închiși. Să-l dezbatem puțin. Suspans, mare suspans, pentru că niciunul dintre noi nu știm ce scrie aici. Nici măcar eu. Eu știu. Rupem și sigiliul. Eu nu știu. Nico și Cristian, cei care au scris, știu despre ce eu doar am semnat, Nico scrie așa urât, să știți. Doamne ferește, ce scris urât. Fiți atenți. Din punctul meu de vedere, și al lui Cristian Comănici, George va înceta să se implice atât de mult în majoritatea subiectelor, începând cu săptămâna viitoare, deoarece va primi mult hate în mediul online. Și a și luat, dar de fapt... Și-a luat, dar n-a încetat. Corect. A luat mai am spus că nu vă se va mai implica atât de mult, am avut dreptate. Nu s-a mai... La săptămâna trecută... Te prezent în toate subiectele, George, îl văd în continuu. Bă, cu Andreea... Prelungesc declarația o săptămână. Mai vreau o săptămână. Să știți că nu e un lucru rău ce face George. Rău este doar când se enervează. Dar personal îl văd dedicat. Foarte implicat și foarte pasionat de tot ce se întâmplă aici. Transpiră mult, domnșoara Cristina. Poate un lucru bun. La finalul competiției va slăbi. Va arăta și mai bine. Da, am slăbit 5 kg plus. Da. Mai faci un pic de sport și e totul bine. Cristian, fii sincer, păi ești aici lângă noi. Da. Este o fată frumoasă, Andreea? V-am spus mai devreme cum o văd eu. După capra. De ce a hotărât Andreea să scrie pe hârtie în loc să vorbească? A fost alegerea ei, dar dacă tu ții cu Dodina dinsului, te o să o rog eu să vă explice. Ia zi, Andreea. M-am comportat în funcție de nivelul discuțiilor din această casă. De aici minți, taci, minți pe hârtie. Ți-am zis că atitudinea mea a fost în funcție de nivelul
discuțiilor din această casă. Bun, și discuțiile din această... De aici ce vrei. Ai, da, ai și în primul rând, nu era inclusă în discuții. S-a băgat singură, da. I-a băgat hârtia în față, stai puțin. I-a băgat hârtia în fața Alexandrei, în timp ce discutam cu ea și nu era un subiect chiar atât de deranjant sau nu era, pur și simplu, nici nu mai țin minte ce era, dar țin minte că eram foarte aprins și voiam să aud și eu argumente, să dau și argumente. A venit cu minți, taci, nu e așa. Am să vă o întrebare. Ai pe vreo foaie de acolo, cumva, scris... Pot, Andreea? Nu. Bine, mai aveam multe de discutat, dar din păcate nu mai avem timp. Așa că o vom face mâine, astăzi, la 8 ore sau în fiecare. Alessandro și-a cerut iertare. Vorbești prost și după își cer scuze? Lăsați-mi sună telefonul, ia scoate-l din geantă. Nu mai vreau să mă cobor la nivelul vostru, înțelegi? Mi-au ajuns toate conversațiile cobor, din jos. Această casă. E jos. Până că i-ai dat planul peste cap? Nu i-a dat planul peste cap. Ea s-a încurcat în planul. Eu din prima zi aici n-am arătat decât că sunt un om inteligent. Dacă nu era să o arăta niciodată, nu erai tu în postura în care ești tu acum. Da, eu te respect. Tu mă respect, tu mă respect. Dar până acum, de câte ori m-ai respectat pe mine, spune și mie. Am venit la tine, acolo am vorbit cu tine, imediat s-a dat în jos. Asta înseamnă să fii șmecheră, nu ce faci tu. Eu am intrat singură în această competiție și la fel voi ieși, tot singur. Deci el nu este în această casă ca să facă un cuplu. Ia că fetița asta își bate joc de emisiune și de noi. Câtă vreme se comportă civilizat, este strategia ei. De ce plângi? Spune-ne. Ce s-a întâmplat? Cauza că m-am săturat, doamna Cristina, ca în casa asta, persoanele care știu că greșesc și știu că fac anumite lucruri, nu își asumă și vin și ne fac pe noi cu o șioțet ca să pară în acest moment că, de fapt, cele false în emisiunea asta suntem noi. Alexandra, Adriana, Andreea, vorbești pentru voi. Nu vă mai jigniți. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.